Domnul. Amin. Dumnezeu să ne viteze în seara aceasta, pentru că am venit aici să ne întâlnim cu Creatorul nostru, cu Dumnezeul nostru. Și zic ca Domnul să vă binecuvânteze toți cei care ați ales să veniți la casa Domnului. Cuvântul Domnului în Psalmul 32 spune: ferice de cel cu fărădrege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și Duhul căruia nu este vitenit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă mai avem ceva pe inimă, în inima noastră, în seara aceasta avem ocazia să spunem Domnului păsurile noastre, să spunem Domnului greșelile noastre, să spunem Domnului tot ceea ce ne apasă. Dacă mai avem ceva care nu este după voia lui Dumnezeu, în seara aceasta putem spune: Doamne, sunt gata să fiu la dispoziția Ta. În seara aceasta Dumnezeu poate să-L ierte. Dumnezeu poate să ne întărească în seara aceasta. Amin. Și dorim toată inima ca să Îl glorificăm pe Dumnezeu, să Îl preamărim pe Dumnezeu, să stăm lângă Dumnezeu și să spunem: Doamne, Te rog în seara aceasta, vorbește-ne. Sunt la dispoziția Ta. Și Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Dumnezeu este Cel care este gata să stea la dispoziția noastră, dar și noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Dorim să ne ridicăm pe picioare și să aducem o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, îți mulțumesc și în seara aceasta pentru ocazia aceasta să pot să vin înaintea Ta, să mă bucur cu frații împreună. Îți mulțumesc și Te laud pe Tine, Doamne, așa cum stăm, îi mulțumim Domnului.